Astăzi a avut loc ședința de Consiliu Local Husnicioara, acolo unde au fost discutate mai multe puncte de pe ordinea de zi. Un subiect extrem de important dezbătut în cadrul ședinței a fost un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pentru programul Masă Caldă în Școli. Am depus un amendament, am depus banii la o investiție aici în curs și mi s-a părut în regulă amendamentul ăla. Adică mi s-a părut în regulă ca să facem, să asfaltăm ulița de la biserică. Și gândind-o în felul ăsta, am zis, domnule, ok, hai să o punem, să facem o asociere, să încercăm să găsim sprijin, să primim bani. Cu ce am greșit? Am greșit cu ceva? Ai greșit că ai băgat și parcul, care noi parcul vorbisem că nu-l facem anul ăsta. Dar poate nu primim bani. De unde știm lucrurile ăștia? Dacă primim, vă spusei că nu, că nu suntem de acord. Veniți voi mâine la următoarea ședință sau una de urgență și da, arătați, da, mă, uite că te-ndete și pentru aia și pentru aia. Fă-l nane, că n-am nimic împotrivă. Da. O nouă dispută între consilierii din opoziție și cei de la putere din Comuna Husnicioara. În cursul acestei dimineți, Primăria Comunei Husnicioara a găzuit ședința de îndată a Consiliului Local Husnicioara, acolo unde au fost dezbătute mai multe puncte importante de pe ordinea de zi. Un subiect important dezbătut în cadrul ședinței de astăzi a fost aprobarea unei asocieri cu Consiliul Județean Mehedinți privind asfaltarea unor ulițe, subiect ce a fost amânat din cauza unor neînțelegeri politice, toate acestea afectând dezvoltarea comunității din Husnicioara. Neînțelegerile și contrele dintre consilierii PNL și primar au fost și astăzi demonstrate, toate aceste dispute afectând bunul mers al comunei, astfel cetățenii zonei fiind cei ce au de suferit. Primarul Comunei Husnicioara, Emanuel Crețescu, un om de bază și gospodar pentru comunitatea sa, încearcă să aplaneze conflictele ce nu sunt în beneficiul cetățenilor, acesta reușind de-a lungul timpului să atragă fonduri pentru dezvoltarea comunei sale. De asemenea, edilul Comunei Husnicioara se luptă din răsputeri pentru buna funcționare a administrației publice locale. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului, în sensul că am primit de la guvern banii pentru masa caldă. Știți că avem acel proiect cu masă caldă în școală, la școala gimnazială Husnicioara, care continuă, am primit banii, l-am rectificat, au fost de acord. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL-ului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, întrucât mai trebuia trecută suma de 1.781.000 de lei în hotărârea inițială, bani care au fost din excedent. Și sigur că al cincelea proiect de pe ordinea de zi, o asociere cu Consiliul Județean privind asfaltarea uliței care duce la biserica din satul Perii, ulița se numește Angel Salini, și pentru continuarea acestui parc din Comuna Husnicioara mult disputat. Domnii consilieri n-au fost de acord, în sensul că au dorit o amânare a acestei asocieri. Sigur că nu știu care au fost motivele, pentru că orice întârziere a unor proiecte aduc disconfort, atât pentru noi, cât și pentru locuitorii Comunei Husnicioara. Chiar dacă este un an electoral, aceste lupte politice pentru putere și supremație nu ar trebui să existe, având în vedere că principalii afectați în aceste jocuri politice sunt cetățenii și comunitatea pe care aceștia o reprezintă. De departe, cei mai nemulțumiți de această situație sunt cetățenii Comunei Husnicioara, deoarece toate aceste contraziceri nu fac altceva decât să amâne bunul mers al comunei, din care culmea și aceștia fac parte.